cum îi leană, nu știu, să crești, să dai viață înainte de tatăl la 13 copii, Auzi, după care să-i și crești? eu i-am crescut, nu i-am dat, au zis că te dau, la asta n-am vrut, am zis că mie mi-a dat Dumnezeu să mă duc ajuns eu cu ei. Și cât le-am dat, atâta le-au băgat. Dacă ar și să mi enumerați pe deget, pe fiecare în parte, mi-ați putea spune așa în ordine a nașterii pe Dar nume, pe cum să fiecare? nu? Ei știu că-s copiii Să aflu și eu cum să numesc mei. fiecare în Nu. parte. Ai mai mare cea Mălenuță. Aia e nimeni 52. Marioara a doua. Ilie, sunt 78 a murit tatăl. Dragii mei, vă salut cu mult drag și mă bucur tare mult că ne revedem la un nou material video, marca cu Iosif Pecoclaur aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi am ajuns în comuna Piatra din județul Bistrița Năsău, de fapt în satul Piatra, comuna Chiuza, și am ajuns la o femeie atât de frumoasă, dragii mei, pe care în urmă cu vreo 5-6 ani de zile eu am mai vizitat-o și are o poveste fascinantă și mă bucur, Leană Măierean, că ne revedem, amu la Și 90 de ani. eu mă bucur că vă văd. Atâta, chiar povesteam cu doamna Dina Simion de la Dumitra, că așa mă bucur că astăzi am revenit la dumneatale în casă. Și eu mă bucur, domnul. Domnul să vă binecuvinteze Mulțumesc, și mulțumesc multe tare pace mult. și sănătate. Îmi aduc aminte atunci la 84-85 de ani, când am fost prima dată la dumneatale în curte, că v-am promis că la 90 de ani vin. O Da. trecut o țiră de Am 90 de 90, ani au trecut 3 luni. și 3 luni, Am exact. o sâmbătă, am 3 luni. Dar, din Și păcate, n-am reușit ca să ajung atunci când a fost ziua dumneavoastră. Am fost dus în altă parte, am bine, și am dar bine. și-am bine, corect, corect. Și Și am nu bine. întâmplător, Leana, am zis că sunteți o femeie atât de faină, pentru că aș putea spune, din punctul meu de vedere, că sunteți o icoană de aici, din comuna Piatra, pentru faptul că ați dat naștere la 13 suflete. 14. 14 suflete, corect, din care Numai 13... ala ni l-a luat. Ni l-a luat pe vremea lui Ceaușescu. Nu ni l-a mai dat. Și 13 ani sunt în viață, dau slavă Domnului, că sunt viață și sunt mari și sunt buni. Mă bucur de ei. Cum îi, Leana, nu știu, să crești, să dai viață înainte de tatăl la 13 copii, Auzi, după care să-i și crești? eu i-am crescut, nu i-am dat, au zis că te dau, la asta n-am vrut, am zis că mie mi-a dat Dumnezeu să mă duc ajuns eu cu ei. Și cât le-am dat, atâta le-au băgat. Atâta le-au băgat. Nu văd de aceea că îmi trebuie aia, îmi trebuie aia. Nu, o vă vine vara, îi trimite aici după ce au crescut mai marișori. Luă-te o 40 de lei, un lei pe costă, cu umnei, le da bani oamenii și le cumpăra un trilingel la tăți. Da. Și sub un trilingel l-ai băgat acolo ce ai avut, că nu vă tăptea râză ca mu. Atunci tot o de câine, pă. Da. Nu. Avei mereu la răciți copii, avei mereu obțiri copii ca să fac merea căcadări. Și cum au fost atunci copiii? Și uite așa s-au făcut oameni mari, s-au dus până în lume Oamenii și... mari s-au dus la lume și tățuc. Numai Da. să-i ție Dumnezeu, tățuți, Și credincioși. astăzi vă bucurați de tăți. Mă bucur. Și pe lângă asta am povestit înainte să dăm drumul filmării, trebuie să le spunem oamenilor, că aveți 40 de nepoți și 45 de De strănepoți și doi pe drum. doi pe drum mă vin. Cum e cu o casă atât de mare, E Leana? fain. E fain? E fain. Nimai pe mine nu se mai poate. Nu se mai poate. Că îți buni, să tem de Dumnezeu, și copii buni, și liniștiți, mai ubăstăți, au vrut să mă duc la aici, în America, vreo 3 ori, de 3 ori, 4 locuri, de merem tot pe un loc, gândeam că poate că mai merem.
Dar odată mă spal loc, de altă dată pe alt loc. Întâi când m-am dus, ne-am dus de atunci să iau din Budapesta, nu din Cluj. Da. No, și pe data întâi când m-am dus din Budapesta, apoi m-am dus când au trecut și peste oceanul ăla, cu avionul. Ne-am dus. Și apoi ne-am dus în New York, de acolo ne-au lăsat jos, și apoi am ajuns în fine, în Phoenix. Da. În urmă cu câți ani ați fost ultima dată în America? 21 de ani. În urmă cu 21 de ani. 21 de ani. Atunci, înainte de a veni eu, un avion cu 280 de oameni au picat în ocean. Și Da. apoi umbla cu șalupile alea de boa ce era acum. Și zice, nu te mai duce, mamă, că ia așa-i. Mamă, stai, măi, copile, dacă ai să mor de avion, de avion, dacă de motor, de motor, nu mai e, a fost singur, nu mai e sta. Și Da. apoi s-o dus și ăsta la altă. Eu zic, să mai nu să caz, nu mai stau cu oameni, nu. Nu, dar e fain, nu. E De-abia frumos. că nu au avut copii 13 ani. Da. Și la 13 ani a dat Dumnezeu copii, 4 copii după o altă. De la anul și 2 luni, la anul și 2 luni. Și uite, așa au fost 14 copii. Da. Da. Eu 14 am avut. Aș vrea o țiră să mă învârt, să iau camera în mână leană, să mă apropii o țiru, că mă e aproape de dumneatale, nu de alta, dar tare mult aș vrea ca să ne și audă oamenii care ne urmăresc și așa povestim. Când s-a umplut ultima dată casa aici la dumneatale de copii, nepoți, strănepoți? Da, am avut 7 ani. Amu șapte ai. Am avut 7 ani, au fost tăți așa cum e. Am avut 3 ani, o foiară. Dar nu au fost 3, că nu au putut veni. 3 nu au putut veni. Am observat, Leană, că le-ați dat copiilor o educație aleasă. Bună. I-ați învățat, cum se spune, să aibă dragoste de frate și de soră. Unu. Cum ați reușit ca Dacă e bine, să-i dar țineți așa uniți pe toți? n-ai cum cu copii, dacă te porți cu ei bine și copiii se poartă bine cu tine. Eu nu am lăsat să se umble pe drum. O veni la școală, mă copile, ai de scris. Apoi avem o țără. Dar zgaz, iei căruțul, tu Mariana iei căruțul mare și cu Beni, tu Geta iei căruțul mic cu Ilie. Și cere după mine, că avem 5 porci. George, când a murit, m-a lăsat cu 3 vaci, 27 de oi, 5 porci și 9 copii. Și colectiv, ce faci? Da. Ce faci? Au venit, mi-au luat carul, cum îl strângea atunci. Au luat carul, mi-au luat sani, au luat atât. Am dat 5 ori la colectiv, am dat o vacă la colectiv și așa mai departe. N-ați făcut față ca să plătiți dările Ba sau? nu, Și nu, atunci de ce le-au dar s-o luat? luat. S-o luat atunci când s-o fac cu colectivul. Da. Nu Deci, s-o luat. practic, vă lăsa cu ocolul gol aproape. Da. Și avea pe rând, am te vândut eu. Apoi a fost un om care să-mi facă brânză și m-a dus cu mâncarea, pe când m-a dus era cu o țigaroaie, atâta ni te fac cu de ziar. Și cu atâta tațiune vorbuie ei. Și îl strângea brânza. Și am cicat ce ne... Am făcut brânza, m-am dus cu ei, n-am să văd am vândut-o și mi-a cumpărat brânză de la om. Că l-am văzut în schimbat și mi-a cumpărat brânză. Da. Că n-am mai tot mânca. Și apoi le-am văzut că n-am avut cine costă. Și n-am avut atâta fânta nimeni. Că ori la cine m-am dus, de mine au cosit, de mine au dus lemne, de mine au dus fânul, de mine au dus rupci. Și numai pe lucru. Nu cu bani, Deci numai să pe mă duc să lucru. lucru, să mă duc și la ei și la mine. Nu ziruiem. Da. Și mi erau și copii de crescut. Și era și copiii, dar eu la mine eram dimineața pe la 4. Și rompeam bărănile din malai ca să nu crească când malai nu aducea la oameni. Da, Și da, apoi da. după aceea, asta a fost, n-aș
Mult i-ați cărat în spatele, Ana. Am avut mult. Multe, multe. Dar nu se cunoaște. La 50 de ani ați rămas văduvă. 45. La 45? Da. 26 de ani trăim noi la oaltă. Uh-huh. Noi ne-am luat în 52. Da, 52. În 52 ne-am luat. Și în 78 am murit. Da, da, da. 16 ani. 26. Uh-huh. 26 de ani, atât o fost. Cred că s-a simțit lipsa bărbatului, a tatălui în casă, nu? S-a simțit, numai copiii au fost în țară, ei sărașii au fost tare bine. Dacă ne-a spus atâta copile, mai mult să poate, atât a fost. O înțeles. De învățat, o învățat la școală, i-am putut de la liceu, i-am putut, dar n-am avut cum. Dacă nu a scăpat de la liceu, la profesională s-a dus. Matei s-a dus la sculptură de asta în lemn. Nu, aici a fost la minorul, altul a fost dus în... de asta, între zootehnici, de asta, în Cluj. Nu, ăsta la Nilu, ăsta Graz, iar a fost de la minor, că n-am avut unde să zic. Fiecare și-a făcut cărărușa. Și-a făcut bani. Și uite că astăzi ați ajuns să știți mândră de tăți. Vai de mine, și nimic că nu îi văd, azi că mi se umple inima de ei. Da. Dacă ar ști să-mi enumerați pe deget, pe fiecare în parte, mi-ați putea spune așa în ordine a nașterii pe da nume, pe fiecare? Da, știu că-s copiii mine. Să aflu și eu cum să numesc fiecare no. în parte. Ai mai mare cea Mălenuță, aia e din 52. Marioara a doua, din 54. Felicia a treia, din 56. Flora e a patra, din 57. Matei, din 59. El e a cincea. Aia este, e din 61, Samuel e din 61, Anuța e nepusă din 63, ala care mi-a murit, eu zic că a murit, nu, ala a fost din 55, și pe doaia la 56 l-am avut pe ăsta, panelul, și pe Lidia din 58, a pe 4 ani n-am avut, și pe 72 am avut pe Mariana. 74 pe Lidia, 75 pe Beni, 77 pe Ilie și 78 a murit tatăsă. Cum a fost în iulie, cum marceam în iulie în 12, a fost copilul 6 martie, a murit tatăl la 8 luni. Deci ați avut copil de 8 luni atunci când a murit Baia George, da, bărbatul? Da. De 8 luni a fost. Da, nici nu-mi vine să cred ce a fost pe spatele dumneavoastră. Da. A fost o fobie că Dumnezeu nu te lasă. Fost. Le-a rânduit pe tate, așa-i? E bine, dar tăți, mine tăți atâta, ori noră, ori genere. Tăt atât am. Da. Tăți trag la mine, eu trag la tăți. Tăți m-am mai la noi. Nu. Nu. Stau la casuța mea. Da, da, da. Stau aici, niște la casuța mea. Aș vrea să mai povestim un picuț, pentru că mi-a zis de copilul care în acte ar și mort și dumneavoastră în continuare considerați că îi copilul dumneavoastră. Unde o fi, cum o fi, nu știe nimeni. Și aș vrea un picuț să povestim despre da. Lucrul ăsta ca să înțeleagă și oamenii care ne urmăresc și oamenii care ne ascultă în seara asta la Radio Someș. Deci, dumneavoastră ați născut un copil. Da. Și... l-am născut în Bistrița. Așa. Copilul ăsta l-am născut, era pe 5 februarie. Uh-huh. 5 februarie. Și a fost în Aseu și din Aseu m-a dus în Bistrița. Și în Bistrița l-am născut, pe la 6 dimineața. Copilul mare a fost de 1 kg, de 4 kg 200. A fost mare copilul. No. Și nu mi l-a mai arătat altul. L-a dus, pe mine m-a dus pe în salon și așa pe fereastră de-l da la muzoa întâi, aia a doua,
Am zis că dacă am avut de 45 de ani, când l-am avut, poate că n-am țâță, n-am avut. Da. Și te dată la două, și mi-au venit țâță, la două zile. Și atunci am venit o asistentă și m-a întrebat că câți copii am, i-am spus, câte fete, câți fișori, i-am spus. Și au venit alta, zice, nouă, și să știi că s-a murit copilul. Cum ne-a murit copilul dacă m-am vorbit și a zis că i-a dat ceai. S-au cântat și eu scolat pe ăștia la alți și i-a dat ceai, când am zis că mie de ce nu l-a dat. Zice, a murit. Cum de-a murit copilul meu? Am început să mă cânt. M-au și luat și m-au dus la lauză, cum m-au zis, într-un salon acolo. Și acolo mai era șase. Tot așa fără copii ca mine. Și ieșeam pe sală când venea că duce copiii și nu o ținut numai 5 zile. La 5 zile, de pe Alba Iulie, că atunci era spitalul pe Alba Iulie, până aici la unde a fost autogara. Ești la capăt, pe jos, pe un măt. Și-o mai evitat de 5 zile. V-a adus. A venit cu cursa, că fără de salvare. Ai, Doamne. Dar într-o poruncit pe băiete, la pompaia din Ciuza, să vezi George, să facă la aduție, să o să de scriu, să vezi să-l duc acasă. O venit și o sunat la ușă dimineața și o mărți pompaia de servici și o să faci ne căutați. Zice, ce te-o aici? Ce domn doctor copil? Nu vă rog frumos să vine. Spuneți să vie până jos, că l-aștept. S-o duce. Au venit. Nu știu, a zis, uite, eu tata copilului care a murit. Care a zis că a murit. Și nu se putea dacă e cenușă. O să l-o fac cu cenușă. Dă-mi cenușa! Dă-mi cenușa! Când o să dau ordine, cenușă, vrei să dau telefon după poliție? Și au scos telefonul ăsta ca poliția. Lung și cum azi, de așa. Da. Odată, eu eram în fereastră, eu mă cântam sus în fereastră la etaj, el se cânta jos la ușă. S-a luat și-a dus fără el. Și eu, când a venit de la cursă, și-am venit fără copil, a venit de cânte numai. Nu, așa a fost, atunci au luat mai mulți. Spui că mai era șase, fumii acolo. Da. Dumneavoastră, ce simțiți când vă gândiți Da, la și el? mă gândesc, dacă copilul să-l cate. E și atunci când nu poți să-l cate. Mă copii, dragul meu, nu-l catați, că eu trebuie să mă porti și pe mine. Da. Că mă duce pe mine, am văzut că m-am măruța asta, Da, când mă da. uitam, știi, la telefon. Mă porti și pe mine, te porti și eu nu mă pot duce. Unii, domnul, știi, unii. Da, corect. Nu. Că m-a purtat pe mine. Da, simțiți că suflă? Eu De gândesc obicei că... o mamă simte lucrurile astea. Eu te gândesc. Că de-aia am cum zis eu că e, că mă mai gândesc așa întâi câteodată. Mă gândesc câteodată. Cum ți-am spus. Că să vie să intre la mine așa cum sunt casă, să intre așa unul, poate îmbraca mai sărac, mai așa. Ce faci, mamă? V-ați bucurat, Răbăcă? E asta ce am întrebat, dar e cum, că de când și cum? Ori domn? Tot Da. așa. Nu. Asta e și Ei, așa. cum e soarta asta? Asta e, n-avem ce face. Da, din păcate, așa au fost vremurile atunci, așa nu s-a putut Așa face fost, nu s-a nimic. putut face nimic. Da. Nu s-a putut, am un păcă, nu vreau să facă. O fost târziu. Că vezi că m-ai aflat. Și a fost târziu, dar n-am putut eu umbla. Da. Cam eu cum am zis, eu de 4 ani nu m-am scăpat jos de pe dreapte. De 4 ani. Da. Și vezi că te poartă pe zis, nu m-am pe mine, cum a zis, nu m-am chinuit să mă copii. Da. Nu. No. Iată, Leană, că dacă stăm să ne gândim la tinerii din ziua de astăzi, la familiile din ziua de astăzi, observăm că mai mult de 2-3 copii nu prea sunt în casă. Păi nu sunt, că stă felul de metode. Atunci nu fugea asta metode.
Atunci au fost câți i-au dat Dumnezeu. Dumnezeu nu umblă cu coșul copiii. Da. Nu umblă. I-ați sfătuit Dar mie nu-mi pe pare oameni rău. să facă mai mulți copii. Mie nu-mi pare rău că mi-au dat Dumnezeu copii, că mi-au dat buni. Și nu-mi pare rău. Și mă bucur de ei când îi văd și n-aș vrea să plece și de pe de bani. Și trebuie să-ți vine să unesc, să unnauzi. Tăți au și le trebuie, tăți cu căs, tăți cu tătișelea, cu Realizați. serviciul, unități. Da. Nu. Ați sfătui, nu știu, o familie nou întemeiată, să zic așa, să facă 6-7 copii? Poate Nu. 10 sau 13, nu. Nu. Dar de ce n-ați sfătui, nu știu, o familie nou întemeiată, să I-am zic așa? putut, sfatul e greu. E greu. Al mai mic de are numai unul. Numai unul are. Au doi, patru și mai una aia de neputare cinci. Ești la patru, patru, trei, doi, al mai mic, e greu. E greu, e greu. Zic, e greu, mă copile, când a fost la tine, când a fost la tine, te la două săptămâni o pungă din calții și o pungă de haine, o duceai la contaie în la care e greu. Și atunci când nu vă nimic, tot o din câine, pă. Și din ei atunci o fost greu. A ce ți-e greu? Că stai, te duci înaintea Domnului și întreabă unii copii ca să scrie. Și ce scrie acolo, iaută, nu trece. Da. Corect. Oare acum pretențiile sunt mai mari în a crește un copil față de cum o fost pe vremea dumitale când erai fată? Da. Îs pretenții mai mari, așa e? Și obligații, poate, din partea unui părinte în a crește un copil. Da. Am și ar face, nu te teme. Atunci, da, ta, eu fost bun și atât o votă, nu mai mi nu mai gremul, da. Că n-avei cum. Îl trimiteai la voi, la vaci, la porci, la ce aveai, după burenie. Unde aveai, dar trimiteai la un. Nu s-a mai dușe. Nu se duc, am nu se duc, am un domn. Am un scăistan. Cu telefonul. Și aveți și niște de pe unde. Da. Se întâlnesc doi și niște de unde și trăiesc că trăiesc și mi tine și unul să jos. Corect, corect. Nu. Da. Ce părere aveți de tinerii din ziua de astăzi, Leana? Eu n-am nicio părere, că un am. Eu n-am cam nici să așezați. Dar și cu mâini nu-i bine. Nu-i bine. Nu vedeți mersul înspre bine. Da. Nu vine nici pe care îți luați, băți. Că se strică și din... Și din de-a nostru, se strică și din ăștia. De să Care strică. beau, care... Cam o știți că eu și pe Facebook, poate mai sunt. Da. Păstie tot, păstie Care tot. nu vre, nu vre. Da. Dar să duce, că trebuie să stăm. Că să duce, că trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Eu de multe ori mă gândesc eu așa. Domne, și laudat că citesc Biblia. O citesc, așa bătrână cum o să o citesc. Deci mai vedeți, o O și știți. văd, văd, în 2 săptămâni, o din capăt în capăt. Da, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă mă duc eu și înaintea mea, mă duc eu, înaintea mea e cineva, unul altul înaintea mea. Și zice că e el, zice că du-te la dreapta. Du-te la dreapta. Și mă urmărește. Și eu când mă duc, zice de la stânga. Ce fac atunci? Dar scrie, împacă-te cu pârâșul câtă vreme ești pe cale. Câtă vreme atunci, câtă vreme ești pe cale, împacă-te cu pârâșul. Pârâșul-i Domnul. Uite că s-a umplut casa, Leana. Să mă plutri. Trebuie să mai vie. Trebuie să mai vie, nu stăți copiii și nepoții, așa, o mânuță, cum se zice pe la noi. Nu? Oare ni prezentați un picuț? Eu îi prezint. De unde o luăm? Din stânga sau din dreapta? De la asta. De la dreapta. Hai da, să o luăm din dreapta dumitale. Nu. Cum se numește? Mariana. Mariana. Vă salut cu mult drag, doamna Mariana, și mă Ia. bucur tare mult că vă cunosc și că am reușit să cunosc măcar o parte din numeroasa familie, să spun așa. Și
Așa cum povesteam mai devreme cu mama noastră, Leleană, mă bucur din suflet că îi dați respectul cuvenit. Merită. Merită, corect, corect. Mere mai departe, uite aici lângă dumneata, Leleană, aveți și un nepot. Îi cel mai mic? Da. Aici, mă, mică, aici nu știu ce am și i-am scos un dinte, mă. Deci cum se numește? Da, mă, tu știi cum te numești? Cum te cheamă? David. David. Nume românesc de-a noastră. Vai, vai. Așa ai? Dar spune, mamă, cum i-a scos dintele? Dar cum i-a scos dintele la băiat? Uite, îmi spune fata. Spune, mă, cum se numește? Coață. Coață? Coață. Asta e doftorie curată, cred că. Așa ce l-am scos la tată sau. Serios? Da, ce-am scos la tată și ei i-a scos la tată. Da, da, da. Hai să vedem următoarea fată. Nu m-am vrut să... El e David Ioan. David Ioan. David Ioan, i-am pus nume ca la taică-miu. Să aibă și să o bucura foarte mult. Taică-miu când au zis că... Spune, cum te-am scos? Mă bucur, mă bucur. Că el a avut mai fete și atunci a vrut așa de mult să aibă un băiat. Și am zis, dacă nu a avut un băiat, i-am pus noi numele, ca la Ticu. Da, 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 foarte frumos. Da. Mi-e drag că a spus așa, un nume românesc. Da, da, el. Da, da, capă la noi. Da. Și cum se numește fata? Cu nepotul David Leane. Nora. Nora. Ce fată? Nora. Neena. Am gândit că e tă fata din tale. Numai că ați înfiat-o, nu? Nu am numai pe asta fata aici. Opt am de tăte, dar tăte numai asta e aici. Da, da, da. Și Nora cum se numește, Leana? Nora, de lângă dumneavoastră. Nela, Nela. Nela. De unde sunteți, doamna Nela? De la Dumitra, sunt soră cu Dina. Cu doamna Dina. Cu Gabi, suntem trei surori și de la Dumitra suntem. Și da. Cum e Nora, Leana? Cum e și viciorul? Să vâjesc unul cu altul. Da. Ne tot atât am nici Nora cât și viciorul. Tot am nis, amândoi. Da. Și tot. Da. Cum e Leleana ca socră? E mama. E mama e noastră. Mama. E mama. Tână când sună, ea zice, puiul mamei. Și nu, niciodată nu se zice Nora sau... Nu, așa ea zice, dragul mamei, puiul mamei. Înseamnă că n-am greșit atunci când am zis că sunteți da, fata. Da, ca fata. Da, da, eu am vrut să menționez că cam așa. Da. Pentru ea, ca o fată. Așa mă tratează și se vorbește cu mine și... Da, e o mamă excelentă. Am zis, de câte ori am spus la Sam că aș vrea să fiu măcar jumătate ca mamană, de înțeleaptă și de răbdătoare. Și așa, cum da. Au crescut copiii. Și să ajungeți la vârsta dumneaei, la 90 dacă de ani? Dacă Dumnezeu ne dă sănătate și vrem să ajungem să vedem nepoții și noi, cum are și dumneaei. Și strănepoță. Și strănepoță, dacă Domnul Iisus ne dă sănătate și viață lungă, vrem. Nu știu ziua de mâine care e. Așa e, corect. Și un fișor, din câți fișori, Leana? Mai avem aici? Fișori. Din cinci fișori. Am numai doi. Numai doi? Aici acasă. Acasă, pe deocamdată. Lasă că și alalți vă văd pe internet și le transmitem da, salutări. Și la fișor și la fete. Le pare rău. Da. Dar când... poate ne-or telefona atunci când s-or aduna și mai mult, sau ni-s telefona atunci când ori vine. Da, de la asta nu uite-te. Vi lăs, Leana, cum să nu vi lăs? Hai să le spunem oamenilor care ne urmăresc cum vă numiți. Samuel Măierean, băiatul a doilea lui mama Ana. Și trebuie să le mai spunem oamenilor că dumneavoastră locuiți în America și mama dumneavoastră, Leana, a fost de câte ori, Leana? De trei ori în America. Da, da. Cred că i-a fost drag acolo în America. Da, i-a fost drag. Mie mi-a fost drag. Frumos. A fost frumos. Că am fost la copiii mei. Da, da, corect. Foarte frumos. Ei, de mai era o țără de putere, v-ați și dușa 4 ore, așa-i? Mă ducem, mă mai ducem, dar am venit singură. Înapoi și apoi n-am mai vrut că am gândit că n-au zis. Și avem o altă nepotă. Altă, ia. Așa. Cum se numește, Leana? Hai, se numește Elisabeta. Elisabeta. Da. Da, cred că asta e cea mai dragă nepotă. Da. Că vă uitați cu atâta drag la dumneavoastră. Da, știe, știe.
Dar care din nepoți vii așa mai pe suflet? E tăți. Tăți și aceia mari, n-ai mai văzut că mai am doi mari. Da. Aici și unii sunt. Sunt afară, da. Cum a reacționat Leana atunci când ați dus-o prima dată în America? Nu. A fost foarte surprinsă. I-a plăcut, dar i-a părut rău de ăștia ce rămân aici. Ne-am insistat să rămân acolo, nu au vrut. Stătea la masă și pe gânduri și zice, mama, Ana, dar unde te gândești? Zice, mă gândesc, zice, numai mamă să nu știe, zice, că mâine la ea, la alții noapte, am zis, lasă-i pe ea că ești aici. Dar zice, nu, mi-e tătuna. Și acum am dat și-o seama că noi avem 4 copii și fata mea mare a rămas acasă, că nu putu veni, că are o școală și nu are vacanță. Și acum așa mă gândesc eu la ea, stau pe gânduri și mă gândesc, o cheamă Naomi. Da. Și Elizabeth, mai avem un băiat Danny și el David. Deci 4 copii, 4 să vă trăiască. Mulțumim. Da, îmi spunea Leleana că sunt 45 de nepoți. Nu? 40 de nepoți și 45 de strănepoți. Și 2 pe drum. Da. Și 2 pe drum, exact. Am o vină. Și Naomi, cea mai mare, am pus nume și Ana. Pentru mama Ana. După pentru mama Ana. Da. Minunat. Ia pentru mama Ana. Leana, ce ziceți? Facem o făgăduință ca și la 95 sau 100 de ani să ne întâlnim? Da, face, dacă Domnul o tare așa, da. Eu, din prezența mea, gândesc că n-aș vrea. N-ați vrea? De ce? Că și pegăre. Beam de și pegăre. E greu povara asta, bătrâneță? Pegăre. Dacă aș fi să știe, și. Nu zic eu nu, dacă Domnul a o tare așa, am uite 4 ani stau să mai stau. Sau 10, Leana. Dacă nu m-am coborât tipa de 4 ani. Nu v-ați bucurat, Leana, să mai prindeți și al alți 2 strănepoți care sunt pe drum? Eu aș vrea să vie și am mult, de-aia nu vreau nici să vin nici așa. Ni rușine, orice vreau. Da. Mă bucur încă o dată, Leana, așa cum am spus atunci când am început materialul video, că m-am aflat astăzi în casa dumneavoastră. Vreau să le mulțumesc copiilor, nepoților, strănepoților, doamnei Dina, care, uite, și astăzi m-a dus aici la dumneavoastră pentru a doua oră, cu toate că eu am promis și prima dată. Mă bucur că v-am găsit cât de cât sănătoasă. Poate păstie pentru vârsta dumneavoastră, să dea Dumnezeu sănătatea să nu fugă de lângă dumneavoastră. Și eu am zis că îmi pare bine că ai venit și te-a primit. De s-o merita și în cea de zile să mă așteptați. Să te-am așteptat, ai zis. No. Și încă, și ai zis că când ai 90 de ai venit cemat. Da. Și nu te-am cemat și ai venit. Da. Te-a cemat, doamna. Și noi mulțumim foarte frumos. Cu mare drag. Ați venit. Că asta e o amintire foarte frumoasă, foarte, foarte frumoasă. De multe ori ne uităm și la prima înregistrare și foarte frumos. Cu siguranță amintire. Să rămână așa o amintire faină și care o să dăinuie pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoți și la un moment dat o să spuieți, uite, asta a fost bunica, asta a fost străbunica. Și o să o păstrați așa, vie, să zic așa, în suflet. Da. Și eu trebuie să vă mulțumesc pentru că m-ați chemat la dumneavoastră și mă bucur, așa cum am spus, că am reușit ca să vă cunosc o mânuță, Leana, o mânuță din numera sa familie, dar e bine și atâta decât deloc. Ce să mai zic, că nici nu știu ce să zic, vă îndemn ca în continuare să îi dați cinstea cuvenită și să dai Dumnezeu, Leana, să ne vedem la 95 de ani. Și neapărat trebuie să le transmitem un gând bun oamenilor care s-au uitat la dumneatale și oamenilor care ne-au ascultat la Radio Someș. E, dar eu am gândit și că vreau și încă o dată în ăsta. Sau la 91, dacă ar fi bine. Să nu mai așteptăm. Dacă o dă domnul în frază și... Da. Ce gând le transmiteți, Leana, oamenilor care ne-au urmărit și care v-au ascultat? Eu le-aș transmite un lucru bun. Să se pocăiască și să slujească la Dumnezeu, să ce mântuiți. Pe alții și alea, ce, că nu le puși, mă. Corect, așa e.
le transmite tuturor gânduri bune și drumuri bune pe unde plecați după concediu din țară. Mulțumesc. Și să ne vedem cu bine. Doamne ajută! Mulțumesc.